Mihai Neamțu, director științific la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Ce nume Nume lung! prelungit. Am Cât vrut îl să-l schimbați? schimbăm în numele Monica Lovinescu, Institutul de Investigare a Crimelor Dar de ce Comunismului și așa Memoriei, prea complicat să lung. schimbați un nume? Pentru că asta se poate face așa, de pe zi Din pe câte alta. știu eu, e vorba și de implicarea guvernului în asemenea lucruri. Nu suntem o prioritate, probabil, pentru ordonanțe de guvern. Astăzi a fost dat publicității un sondaj realizat de CSOP la comanda Institutului pentru puncte-puncte pe care îl conduceți, cu date extrem de interesante legate de percepția populației astăzi despre perioada comunistă și avem o serie întreagă de paradoxuri, domnule Neamțu, paradoxuri rezultate din cifre și iată unul dintre ele. 61% din cetățeni consideră în prezent comunistă, care crește 53% în urmă cu 4 ani. Nu era firesc să scadă. Populația biologic îmbătrânită, care a trăit în comunism, dispare, vine generația tânără, nostalgia de după comunism, moare și ea. De ce e invers? Îmi serviți foarte bine un argument, anume faptul că după 4 ani de zile, nu cred că România nu se regăsește într-o situație materială și economică mult mai bună, dramatic mai bună, dimpotrivă, zice, sau cel puțin percepția asupra stării materiale s-a agravat. Lumea crede că trăiește în 2010 mult mai rău decât în 2005, prin urmare trăiește mult, mult mai rău decât în 1989. Firește, lucrurile astea țin de o percepție subiectivă. Aici, cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă. Un sondaj de opinie ne oferă date, nu și interpretări, nu și explicații. Iar aceste date sunt contradictorii pentru că ați titrat, așa cum ați titrat, anume 69% din români regretă comunismul, sunt nostalgici cum ar veni, dar pe de altă parte, o majoritate, 50%, condamnă regimul comunist ca fiind un regim represiv, identifică securitatea și Partidul Comunist ca fiind instrument al acestei represiuni și mai mult, mi se pare interesant, două treimi, deci doi din trei români consideră lustrația chiar și acum, în ceasul târziu al lui septembrie 2010, ca fiind necesară. Acesta fiind de altfel alt paradox. Pe de o Tocmai. parte, populația cere instituții sau cere reparații morale, în esență, dar pe de altă parte nu pare să regrete în majoritatea ei foarte mult ce s-a întâmplat înainte de 89. Și atunci, ce să repari dacă tot tu consideri că nu s-a Nimic rău nu întâmplat s-a nimic? întâmplat. Exact. E totuși vorba de o contradicție. Oamenii nu știu dacă întotdeauna fac această separație între o ideologie. Întrebarea, după părerea noastră despre comunism, se poate afirma că are acest substantiv, comunismul. La ce s-o fi referind? E vorba de ideile lui Karl Marx, ale lui Lenin, ale lui Stalin și poate Nicolae Ceaușescu. E vorba de practica socialismului real. Iată, mulți cred că e o idee bună. De ce spun asta? E foarte interesant. Eu am insistat atunci când s-a și produs schimbarea la institutul nostru că perspectiva aceasta, mai ales promovată de profesorul Tismăneanu, importanța analizei ideologiei este esențială și cred că ne dă dreptate acest răspuns. Deci avem, pe de o parte, o problemă asupra percepției comunismului ca ideologie. Mulți cred că este bună, se întâmplă să cred că este o ideologie ineptă și profund malefică, întrucât introduce egalitarismul prin mijloace compulsive, prin mijloace represive. Pe de altă parte, evident, percepția asupra comunismului real ca practic este amestecată. Oamenii, repet, își amintesc că a existat, de pildă, o criză a libertății. 69% din cei intervievați și care au o părere proastă despre comunism spun că libertatea le-a lipsit. E o cifră care pe mine mă încurajează. Înseamnă că oamenii valorizează, nu-i așa, criterii de acest fel mai mult decât bunăstarea materială. Și o cifră care descurajează de data asta, Mihail Neamțu, este următoarea. La întrebarea motive, evaluare, mai rău în România înainte de decembrie 89, doar 1%, repet, 1% indică corupția și favoritismele drept motive de evaluare mai rău. Deși erau fenomene endemice, nu-i așa, erau foarte răspândite, fenomene. Adică se plâng că n-au avut libertate, 69%, și doar 1% consideră că favoritismul, corupția, alminteri, practici curente, În un mod comunism. de viață în comunism, Firește. nu e denunțat astăzi.
Domnule Tapalaga, suntem aici într-un teritoriu al contradicțiilor care nu trebuie să ne surprindă. În primul rând, contradicțiile acest fel apar și în alte state. Haideți să vedem despre ce vorbim aici. Vorbim despre oameni care au o vârstă înaintată și care, pe acest final de vârstă pe care ei îl contemplă cu deznădejde, constată că viața lor nu s-a ameliorat dramatic. E adevărat. Și atunci e firesc să te refugiezi într-o nostalgie. Pe de altă parte avem tinerii și e foarte interesant ce se întâmplă cu acest sector. Tinerii care nu au o cunoaștere nemijlocită a comunismului. Deci nu au o memorie vie. Da? Ei își spun ceva despre comunism. Și sau... e deja o generație întreagă. Da, tinerii sunt... de 20, de 20 și ceva de ani, către 30. Sondajul acoperă vârsta de la 15 ani până la 70 și. Deci mulți dintre cei care au răspuns, și iată, deci avem chiar o problemă cu aceste răspunsuri, nu știu, nu răspund, mulți nu l-au cunoscut, n-au cunoscut comunismul. Și atunci să ne întrebăm, ce face televiziunea publică, ce face Ministerul Educației? Sunt întrebări foarte oportune astăzi, care sunt instituțiile de stat implicate, măcar acelea, dacă nu și mass media, implicate într-un proces de pedagogie națională. Iertați-mă, când te dar despar... ce ar trebui să facă? Nu înțeleg. Evident că ar trebui să facă mai mult pentru ce? A... informa. În primul rând, nu vi se pare că e acută lipsa unui muzeu național al dictaturii? Berlinul are un Stasi Museum și are multe alte muzee. Budapesta are muzee. Varșovia are muzee. Noi de ce nu am avea unul? În centrul capitalei, în centrul țării, ca să spun simbolic, unde mii de tineri, cel puțin aceștia care nu știu să răspundă sau care răspund în doi peri, să constate ce s-a întâmplat sub comunism. Această cunoaștere este fundamentală. Apoi, manualele de istorie. Iertați-mă, se face prea puțină istorie care să atingă această epocă totalitară. Apoi, faptul că, frapant, lumea îl vede pe Gheorghiu Dej sub care, de fapt, persecuțiile de tip stalinist au avut loc, într-o cheie mai puțin negativă decât pe Nicolae Ceaușescu. Sunt lucruri intrigante care îl privesc și pe Nicolae Ceaușescu. Iată, 25%, doar 25% un procent fabulos, aș spune. Exact, o lectură pozitivantă, să spun cred așa. Cred că Ceaușescu a făcut mai mult bine. Iar doar 15% cred că au făcut rău. Dar cum se explică că a făcut asta? Rău. Eu cred că și un procent mare, vreo 40%, cred că a făcut și bine și rău. Eu cred că e vorba de tensiunea aceasta între memorie și istorie, tot timpul mă joc cu ea. Anume, oamenii nu l-au cunoscut personal pe Nicolae Ceaușescu, au avut o imagine a lui. Mai mult, încă unii promovează acest mit al lui Nicolae Ceaușescu cel bun, legenda urbană a unui Nicolae Ceaușescu bun, dar știți, Elena era cea care era capul tuturor răutăților. Mulți nu știu implicarea directă a lui Nicolae Ceaușescu în acte de represiune. Repet, e vorba despre, am spus și pe site, e vorba de implicarea lui în procesul de colectivizare din Oltenia. Au fost țărani care au murit în campania condusă de Nicolae Ceaușescu ca activist al partidului. După aceea vorbim despre ordinele de execuție înregistrate în ședințele CPEX din 17-18 decembrie 89. Omul acesta a dat ordin ca timișorenii și bucureștenii să moară și a dorit un Tiananmen. Iată, lumea nu cred că este atentă la aceste elemente, anume, care îl pun pe Nicolae Ceaușescu în legătură directă cu represiunea. Și atunci el rămâne o figură, că e legată de 68, o figură a istoriei. Și oamenii, în general, se tem să lovească într-o figură care face istorie.